Mare, incredibil cum sunt oameni. Wow, incredibil de bun. Anything is good. Don't be shy. Don't be shy. It's only for one night. Mi-am zis că dacă nu deschid acum camera, nici nu mai deschid azi. Azi fiind deja marți, am avut nevoie de o zi liberă și asta a fost ieri și am vrut cumva să o prelungesc și pe azi, dar nu mi-a ieșit. Deși e sfârșitul zilei, am vrut neapărat să vă pun la curent cu niște chestii, că după uit. Am dat un pic mai încet că nu ne înțelegem aici. Am vrut să vă zic că ieri am fost la Naturhaus și tot ieri nu m-am simțit deloc bine. Am și stat, am meditat undeva la 7 ore, 7 ore și ceva. Eu când mă apuc să lucrez la calculator, nu mai mi-e sete, nu mai mi-e foame, nu mai vreau absolut nimic. Pur și simplu trebuie să știu că lucrez și îmi fac treaba și termin și cam atât. Și după aia mănânc și restul. Așa e lunea în general și mă aglomerez singură pentru că lunea mă și duc la Naturhaus. Am slăbit jumătate de kilogram. E bine. Și am făcut deja 4 săptămâni. Am împlinit 4 săptămâni cu ei, ca să zic așa, în care am slăbit cu ei undeva la 4 kilograme jumate. Și singură înainte am mai slăbit 2 jumate, deci 7 în total. Și sunt foarte fericită, adică în 6 săptămâni am slăbit 7 kg, ceea ce e destul de ok. Doar că rezultatele mele la apă nu stau bine, rețin multă apă, iar a crescut apa, grăsimea scade, dar apa crește cumva, nu știu. Mi-a dat un alt sirop de, nu știu, tot soc, dar și cu mușețel, ceva, mă rog, pe care trebuie să-l dizolv iarăși într-un litru de apă, să-l beau până în prânz. Astăzi am din nou dietă șoc. Săptămâna asta am dietă șoc cu varză, marți și joi din nou, și mi-am făcut pur și simplu varză călită, cumva înăbușită, în ulei de măsline, normal, și am pus puțin boia dulce, sare, piper, cam astea. Cu brânză am mâncat la prânz și acum seara mi-am făcut cu ficăței și cu ceapă. Am fost și până la Shopping City și... Stai, s-a prins pe aici luminile. Mi-am luat un fân nou. Ăsta e, l-am desfăcut deja și l-am pus la baie. E de la Philips. Stai, nu știu cum se numește. Thermoprotect 2300W, 4 ori Iconic. A fost, l-am luat de la Media Galaxy și a costat 165 de lei. Asta a fost la reducere, a fost redus de la 220 sau 230. Pentru că am intrat, inițial n-am intrat să-mi iau fân, am intrat să-mi iau capsule de aia de scalcar, pentru a curăța mașina de cafea. Și am găsit și m-am uitat și la fânuri. Mi-a plăcut ăsta, că e și roz. Da, și are și ionii nu știu de care și bla bla bla, protecție și așa. Pentru că aveam unul tot de la Philips, dar era destul de vechi și era din ăla care se închidea și puteai să le iei cu tine și am zis că nu e cazul să-l schimb, că e deja de multă vreme. Nu era stricat sau ceva, dar era de multă vreme. Și l-am luat pe ăsta pur și simplu, mă bucur că l-am luat. În noaptea asta va veni și Diana din Portugalia. O să mergem la 12:30, ar trebui în mod normal să aterizeze, dar știți cum e, nu se știe niciodată sigur, așa că noi acum așteptăm pauza la Asia Express și mergem către frate meu, ne uităm cu ei, cu frate meu și cu prietena lui la Asia Express și de la ei mergem doar, numai bine că pe la 12 se termină, spre aeroport să o luăm pe Diana. Vine că e ziua ei, la sfârșit de săptămână vom sărbători ziua ei. Și trebuie să mergem să-i luăm cadou. Da, și să nu faceți confuzie, că am două Diane. Eu am. Diana, verișoara noastră. Adică verișoara lui Andrei. Automat și a mea. Și Diana de la ochelari, care stă aici în Timișoara. Deci, cumva o să zic mereu, ca să facem diferența, Diana Varma și Diana de la ochelari. E ora 12 noaptea.
Plecăm spre aeroport. Mamă, dar nu mai pot de somn. Nici nu mai pot de somn. Dar noroc că nu e așa frig afară, că ieșim de la căldură și ar fi fost nașpa să fie frig. A lot of gândax. Ce pustiu-i. Noi și nimeni. Așa îmi place. Să nu fie nimeni. Hai să văd cât zice. Că avem 21 de minute până la aeroport. Merge. A lot of gândax, a lot of gândax. Arăt cel mai prezentabil azi și sunt și în pijamale. Mi-am pus petrol în cap din ăla de la Gerovital, că nu mi-am mai pus de mult și... Na. E ora prânzului, mi-am pregătit prânzul și sunt în pijamale. Diana a plecat deja de la noi, nici n-am mai apucat să o filmez. A plecat, a venit tatăl după ea și s-a dus că a avut treaba până la universitate și atunci s-a dus acasă la ea. Și eu mă chinui să transfer, că mi-am vândut laptopul, mă chinui să transfer acum pe calculator datele pe care nu le am de pe laptop și să șterg o grămadă și să sortez. Vă dați seama ce e acolo, că am laptopul de vreo 4 ani, na, și s-au strâns. Și mâncarea la crockpot nu e gata, aia e pentru de seară, așa că am aici ceva mâncare de ieri. Mi-am pus baby spanac, orez expandat din orez brun integral și aici e mâncare de ciuperci cu carne de pui, dar e foarte puțină carne de pui, sunt mai multe ciuperci și asta e mâncarea mea, asta e prânzul. Îmi place mult cum arată, îmi plac și culorile și trec înapoi la treabă. Oricum ne-am trezit destul de ok, adică pe la vreo 10, având în vedere că ne-am culcat la 3. Am zis că ne culcăm imediat ce ajungem, dar nu, efectiv, am povestit, am stat de vorbă și nu, ne-am culcat la 3. Mă pun să mănânc și ne vedem puțin mai încolo. Vai, nu știu la ce ne uităm, cred că. Nu râde. Nu știu ce fenomen e cu ăștia, Vulpița și cum îl cheam, Viorel. Doamne, nu știu că de o grămadă de timp. Deci din cauza asta nu-mi place antena. În rest are emisiuni faine. Dar acces direct și chestii din astea. Nu. Am vrut doar să vă arăt ce am mâncat eu ca și zi gustare azi. Am mâncat un iaurt grecesc cu 2% grăsime și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Ăsta l-am făcut lui Andrei acum, cu sirop din acesta de cocos, dar eu mi-am făcut cu sirop de agave. Mamă, deci e super, super, super bun. Nici n-am încercat până acum, dar nu știu cum mi-a dat prin cap. Normal vreau să-mi pun fructe în iaurt. N-am avut decât mere și n-am cum să pun mere în iaurt. Nu-mi place, oricum. Și am găsit astea care sunt organice, n-au nici zahăr adăugat. Sunt super faine. Am de cocos, de agave și de curmale. 3 siropuri. Sunt de la Prozis. Dacă vreți, vă las pentru fiecare link în descriere. Sunt foarte bune, foarte bune. Aici am pregătit pe mâine lui Andrei cușcuș cu vita ce o aveam la crockpot. Așa arată. Iar eu o să mănânc vita cu salata asta de vinete pe care am făcut-o aseară. E pur și simplu cu usturoi și ceapă mărunt pisate și cremă de brânză slabă, sare, piper, ulei de măsline. Atât e în ea. Și aici, că vă arăt, nu am mâncare, deci nu am mâncare efectiv.
se face varză, că mâine am zi de varză, adică zi de dietă șoc și mi-am făcut varză ca să am. Bună dimineața! Este joi și mi se pare că nu am fost deloc cum trebuie zilele trecute, adică nu știu, nu mi se pare că v-am arătat that much. Și astăzi, ieri și altele a fost doar despre mâncare, astăzi e un pic despre organizare și curățenie. Am găsit un pic de dezordine la mine în raftul cu alimente, așa că o să vreau să fac curățenie acolo. Și mă uitam cât de lung mi-a crescut părul de când l-am tuns atunci în, cred, noiembrie. Și era până aici, efectiv era până aici, nu-mi plăcea. Și a crescut destul de mult. Mă uitam la niște story-uri mai vechi pe care le mai aveam în telefon, pentru că așa fac, eu nu-mi curăț telefonul. Și când îmi zice că nu mai am memorie, atunci mă apuc. Stai câte 2 ore și curăță la telefon. Da, hai să mergem în bucătărie mai bine. Aseară, deci aseară, nu știu, m-a prins YouTube-ul. Nu m-am mai uitat câte ore pe YouTube de nu știu când. Și m-am uitat pe YouTube. N-am, nici n-am mai făcut încheiere, nici absolut nimic. Da, hai să vă arăt cum arată raftul. Cam așa. E cam dezordine și vreau să elimin tentațiile, ca să zic așa, ca și Nutella și peanut butter-ul ăla. Deși eu în tot timpul ăsta nu m-am atins odată de Nutella asta. Deci nu am lins măcar nici lingura. Deci efectiv nu. Peanut butter-ul doar l-am gustat să văd dacă e bun, pentru că e ăla de la Prozis și eram curioasă. Dar am o grămadă de produse aici și bune și nu așa bune și vreau să le sortez. De exemplu, pateul ăsta. E un pate vegetal, dar nu am voie. Ăsta, dacă aș ști de când l-am, de vreo o lună și ceva, nu știu. Nu mai știu când expiră, 22-a 5-a, a, mai are. Na, că acum nici nu mai pot să-l pun înapoi. Bun, hai să vedem aici cum merge cu virgula curățenia. Prin a pune la loc și pastele astea o să le păstrez, deși momentan nu am voie paste integrale, nici măcar integrale, dar le păstrez pentru când voi avea un cheat meal sau na, când voi putea mânca, deși momentan nu am voie. Asta cel mai probabil într-o lună, două, când voi slăbi și voi ajunge la na, o greutate mai apropiată de targetul meu, așa că le voi păstra, le voi pune înapoi. Ceea ce nu voi păstra vor fi chestiile astea două, orezul alb și pesmetul. Nu au ce căuta în dieta mea, în casa mea momentan și nu le păstrez. O să le pun într-o parte, probabil o să le duc la bunii, că știa ce să fac cu ele. Am și făină, pe asta o păstrez, e din Oșan, e o făină dietetică integrală cu care eu fac pâinea. Și mai am aici făină albă pe care nu o păstrez. Iar tot ce vedeți aici și tot ce voi zice eu că voi da, nu va ajunge la gunoi, va ajunge la bunii, probabil. Mai am niște mălai pe care l-am găsit. Nici de asta n-am voie. Deci n-am voie mămăligă sau chestii cu mălai. Se duce și el. Mai departe, linte roșie și fasole albă, boabe. Fasole,
foarte controlat, adică momentan rămân la 200 de grame pe săptămână și bineînțeles trebuie să-mi aleg ce mănânc în astea 200 de grame, de exemplu odată mănânc fasole, odată mănânc mazăre, dar în astea 200 de grame sau orez. Lintea roșie tot la legume controlate sunt, așa că o să o păstrez. O să le păstrez pe ambele, dar moderat. Am mai găsit orez brun, pe ăsta l-am cumpărat chiar zilele trecute, doar de ăsta am voie. E orez brun integral și cușcuș mai am aici, cușcuș. Nu am voie. Dar e bio și îl fac lui Andrei când el are poftă de ceva pe lângă carne sau ce fac, îl fac lui. Eu am voie orez, dar asta e la legume controlate, ca să zic așa. Am găsit ceva ce nu am voie, zahăr alb, bineînțeles, dar și zahăr brun din trestie de zahăr, care e cam tot aia, doar că e brun. Dar e nerafinat, măcar, na, e ceva, ăsta e zahăr alb, rafinat, e... Fugiți cât puteți. Dar ăsta pot să-l mai folosesc, de exemplu, dacă folosesc o linguriță, jumătate de linguriță la cafea dimineața, o dată pe zi, nu e nimic. Deci nu are foarte mare însemnătate. Dar dacă o exagerez, nu e bun nici ăsta. Pe ăsta o să-l păstrez, iar ăsta... se duce. Tot ceva ce ține de îndulcire este această fructoză pe care am cumpărat-o tot de la Auchan. Nu e foarte scumpă, undeva la 4 lei. Doar că funcționează la fel ca zahărul, cum ar veni. Nu e așa de unătoare, dar e fructoza din fructe. Asta e, de fapt, fructoza. E un zahăr din fructe. O să o păstrez, dar nu voi folosi prea des așa ceva. Cel mai recomandat este să folosesc pentru îndulcire stevie sau sirop de arțar sau sirop de agave. Astea trei. Am trei conserve de care o să scap. Acest pate vegetal, această carne. E foarte bună, apropo, carnea asta, deci e foarte, foarte bună. E Frühstückfleisch, așa se numește, cumva carne de mic dejun, dar poți să mănânci așa, poți să pui și în tigaie, e foarte faină. Și această conservă care e super mega calorică, pește în sos de roșii. Nu, se duc. Nutella și peanut butter. Peanut butter va rămâne, Nutella... O să o pun de aici, nu știu. Mai mănânc Andrei din când în când și mă cert cu el, dar o să o ascund. Nu o să o dau, doar o să o ascund. Peanut butter, tot așa, cu moderație. Eu v-am zis că doar am gustat din el, dar nu am voie în mod normal, că e foarte gras. Deși e organic și e ok, dar e gras. Să vă mai arăt și chestii pe care le păstrez. Soia. Asta este cuburi și asta este granulată. Nu am mai mâncat de foarte multă vreme soia, dar ca și proteină e foarte ok. Atât timp cât o gătești corect, deci nu cu ulei sau șnițel sau mă știu eu ce. E foarte bună proteina. Rămâne. Încă ceva ce pleacă, cappuccino. Asta e plin de zahăr. Nu are ce căuta. Dacă vreau să-mi fac vreodată o cafea, tot timpul pun îndulcitor sau ca și lapte, pun lapte de 1,5 grăsime. Asta nu prea ar ce vota aici. Am din nou niște chestii sănătoase de curând cumpărate pe care o să le păstrez. Făină de migdale, ce e aici? Chia, semințe de chia. Și curcuma. Asta e un condiment, dar pe toate le păstrez. Adică tot ce vedeți în ambalaj din ăsta o să păstrez pentru că sunt abia cumpărate și am avut mare grijă la ce să aleg.
Este acest site Prozis, de pe care comand recent, pentru că recent am aflat de el, dar îmi place foarte mult. Aveți link în descriere, cât și un mic cod de reducere, dacă vreți să vă uitați. E foarte, foarte fain. Tot de la ei, un mix de semințe și fructe de goji. Și aici am quinoa, două feluri de quinoa organică, quinoa tricoloră și quinoa normală albă. Tot ceva de bronză, ca să zic așa, de la Prozis, sunt niște castane și pe astea le păstrez. Am fost destul de scumpuțe, adică 30 ceva de lei și nu sunt decât 200 de grame aici, dar dacă vrei să le gătești, sunt așa în vid și le bagi la microunde un minut sau două minute. Mai am aici o conservă de lapte de cocos, light scrie pe ea, nu știu ce înseamnă asta, probabil light, că nu are zahăr prea mult, dar îl voi păstra pentru când vreau ceva asiatic, așa, că nu trebuie să pui o conservă întreagă, dar voi păstra. Și ce nu păstrez este această vegeta, este de jumătate plină, merge tot la bunii, e sărată. Am o vegeta cu care o înlocuiesc. Și este aceasta de la Solaris, care nu are sare, e doar din legume, deci e un pic mai piperată la preț, dar merită. Nu are sare deloc, în ea asta are o tonă de sare. Mai am aici niște semințe de susan pe care le păstrez, din nou, nu în abundență, că sunt destul de grase, dar le păstrez pentru pâine sau așa. Iar acum o să pun la loc condimentele și... cam asta e. Am reușit. Pentru că sunt gata, o să mă pun să îmi pregătesc masa pentru prânz. Astăzi e din nou dieta șoc. Zi de dietă șoc cu varză, o să mănânc varză de aseară și ficăței sunt din nou pregătiți. Vă fac o, nu știu, prezentare și după aia poză pentru Insta. Mănânc și mai văd eu ce mai fac eu pe aici azi. A, trebuie să primesc un pachet de la Caroli, vai, nu v-am zis. Nu v-am zis. Am avut o campanie Caroli. Știți că v-am pus într-o vreme, v-am rugat să vă faceți cont pe Casa Caroliștilor și am primit atunci, înainte de Crăciun, parcă o Dita Mai plasă cu produse Caroli, Campo Frio, ce mai era, nu mai știu ce era, Maestro, mai erau câteva. Na, și top 10 primește câte un premiu. Iar eu am fost pe locul 7. Vai, nu credeam că am terminat pe locul 11, dar în această campanie au fost, cum să zic, notate cu alte puncte extra activitățile și mi se pare că am făcut o treabă bună și na, m-au notat. Așa că am terminat pe locul 7 și astăzi să vină curierul, m-a sunat cu premiul meu de locul 7. Deci habar n-am ce e acolo, o să desfacem împreună, dar sunt foarte, foarte fericită. Nu mă așteptam pur și simplu pentru că terminasem pe 11 și mă rugam. Vreau mai încolo, vreau măcar pe 10. Și uite așa arată și prânzul meu. Barză călită cu ficăței cu ceapă și cu sos de roșii. Yummy! La varză, când am gătit-o, am avut grijă să pun destul de puțin ulei. Oricum am gătit o cantitate mai mare, că știam că trebuie să mănânc de două ori și mănâncă și Andrei. Deci undeva la un kil și 400-300 de varză. Eu am voie 300-300, adică 600 de grame. Da, și am avut grijă la sare, am pus bulion. Dar iarăși așa, fără prea multă sare în el și zahăr. L-am cumpărat de la Lidl, apropo. Iar ce mai pus ca să fie așa mai roșu, am pus boia dulce,
Na, și condimente. Și mie îmi place mult cu mărar, așa că am pus mărar și o foaie de dafin pentru gust. Și în ficăței o ceapă mare roșie. Tot așa foarte puțin ulei de măsline, după care ficatul pur și simplu. Cât l-am lăsat, cred că undeva la 10 minute, 15 minute. Da, cam așa. Și în el am pus puțină boia și sos de roșii, foarte puțin. Am niște carne de vită pe care vreau să o fac grătar. Nu pentru astăzi, o fac grătar pentru că trebuie să expire. O fac astăzi și eventual pentru mâine o mâncăm reîncălzită, că nu ne deranjează chestia asta. Carnea asta am găsit destul de ieftină, 17, aproape 18 lei la Carrefour. Mi se pare super ok pentru 500 de grame aproape de carne. E bine și e macră, nu are aproape, da, are foarte, foarte puțină grăsime. Uite că m-am înșelat, pachetul e de la Sisi, nu e cadoul meu de top 10. Și am primit niște chestii pe care nu le pot mânca. Așa că o să ajungă pe la frate, mie pe la tata. Chestii de porc în general pe care oricum nu le pot mânca. Dar am primit și niște, nu știu, un fel de bijuterii pe aici, două lănțișoare și încă ceva. Cam astea sunt bijuteriile. Nu știu ce vrea să fie asta. O să descopăr eu. Și două lănțișoare. Da, scrie pe ele cadou. Cadou, cadou. Să știți că închei ziua prin a vă arăta că am fost la Pepco. Și mi-am cumpărat o carafă și o vază pentru că mi-am spart vazele. Nu acum, dar de ceva timp. Și mi-a mai trebuit niște agățători din astea pentru la baie, că tot se dezlipesc și na. Le-am luat. Astea sunt totuși destul de bune față de alea de plastic și au fost doar 4 lei și sunt două. Asta, carafa a fost 15, nu, 8 lei, 8 lei și vaza 15 lei. E drăguță vaza cu inimioară așa. Carafa mi s-a părut destul de ieftină, nici din asta nu mai aveam, că am spart-o în Germania chiar înainte să împachetez lucrurile. În mașina de spălat, nu știu cum am împins-o și am spart-o și de atunci nu mai aveam. Și asta e faină că e un litru și ceva și of. Eu mereu dimineața trebuie să-mi pun un litru de băutură din aia și nu am decât sticle mici sau sticle mari. Și așa că aici o să-mi pun și o să-mi pun tot așa, o să-mi torn în pahar. Florile astea stau săracele într-o chestie de plastic, pentru că efectiv nu am avut și am improvizat. Dar oricum sunt de săptămâna trecută și abia mai supraviețuiesc. Miros cumva într-un fel ciudat. Ia uite, hortensiile astea albastre sau... dus de tot. Da, săracele de ele. Trebuie să le arunc acuși. Și urmează să mănânc. O să mănânc tot varză ca la prânz. Și apropo, m-a lăudat Andrei pentru varză. Ia zi. Nebunie? Nebunie? Ți-am zis că e faină. Super. Ți-am zis. Super, super. Da, și mi-am făcut masa de astă seară, adică o să mi-o fac cu telemea de vacă light, care are doar 150 de grame, 1,5% sare, ceea ce e foarte bine. Și cu 100 de grame de brânză voi mânca. Vă las acum și ne vedem mâine. Pentru mâine chiar n-am planuri, deci chiar nu am niciun plan. Știu că doar mai trebuie să mă ocup de niște birocrație. Mai am de trimis niște acte de completat și mi-e așa de... pentru că trebuie să le trimit în Germania. Și în rest totul e spontan. Spontan. Ne vedem mâine. Noapte bună!
Astăzi m-am ocupat cu făcutul unghiilor. Este vineri și așa arată unghiile mele. Scurte. Cel mai greu e să mă obișnuiesc pe telefon să umblu cu unghiile astea, nu știu, e ciudat. Și la picioare le-am făcut, sunt roz. La picioare sunt roz și la mâini așa. Iar acum am vrut să încep ceva nou pe Netflix și am găsit Chilling Adventures of Sabrina. Mă rog, e un serial cu mai multe capitole, cred că 3 capitole și fiecare capitol are undeva la 11-9 episoade, am văzut. Na, nu știu despre ce e vorba, ea e jumătate om, jumătate vrăjitoare de fapt și nu știu care e treaba. Multă lume zice că e fain serialul, na, ceva lume zice că nu e așa fain și că o dă în penibil câteodată, dar na, trebuie să mă conving eu singură. Ia stai, spun pauză și să vă arăt la ce m-am uitat ieri și culmea că i-a plăcut și lui Andrei. Cum se traduce Sabrina între lumină și întuneric? Da, dacă vreți să găsiți în română. Și ieri m-am uitat la... Stai. La... Ăsta. To All the Boys... Doar că e a doua parte, I've Loved Before, dar în română e tuturor băieților, PS, te mai iubesc și acum. Cred că I Still Love You se mai numește, To All The Boys, PS, I Still Love You. Și e tare faină. Dacă, imaginați-vă dacă l-a prins pe Andrei și a venit după jumătatea filmului să se uite cu mine. Asta face parte din prima parte. Dar, da, e tare, e așa un... rom-com, chick flick, ceva de gen. Da, eu mă uit în continuare la ăsta și revin să vă zic dacă mi-a plăcut sau nu. Și mai încolo poate ieșim puțin în oraș. Ca o fată cu minte ce sunt, mi-am mâncat și gustarea. Un iaurt grecesc din ăsta cum am mâncat zilele trecute cu sirop de agave în el. Doamne, cât e de bun. E foarte bun. Și iaurtul ăsta în sine e foarte bun. Nici nu-ți dai seama că e degresat. Chiar nu de mult am ajuns de la cumpărături. Adică cumpărături. Am fost de fapt să-i luăm cadou Dianei pentru că poimâine e ziua ei pe 23. Aveam deja să-i dau cadou ceva, dar mi s-a părut că nu-i destul. Așa că m-am spelat Douglas și... acum sunt cadourile împachetate, nu le mai pot deschide, dar o să filmez când o să-i le dau, pentru că probabil o să-i le dau mai devreme. Dacă vine seara asta la noi, le primește în seara asta. Dacă vine mâine, o să-i le dau mâine, că nu am răbdare. Și o să primească rucsacul ăsta de la noi. Ea poartă rucsace și mi se pare super drăguț, așa că înăuntru i-am mai pus două cadouri de la Elf. Împachetate foarte frumos, sunt două seturi de fapt. Unul este un set cu concealer și iluminator și unul este un set cu fond de ten și un burețel de machiaj. Și m-am gândit că ea mereu a vrut să ajungă la Valea Zânelor, unde am fost noi în vlogul trecut, să-i dau ei un calendar pe care l-am cumpărat extra, am luat unul pentru noi și of, unul cadou și așa că ăsta o să merg la ea și poate o să ajungă și ea odată și aici am scris două cuvinte și cam ăsta e micul nostru cadou pentru ea. Acum mă gândesc doar dacă să-i dau ăsta așa sau să-l mai pun într-o pleasă de cadou ceva. Și așa am pus lucruri în el. Îl dau direct așa. Ce are? În caz că nu ajunge Diana în seara asta la noi, închid vlogul aici. Și în caz că vine, mai filmez. Dar asta o să vedeți abia în cadrul următor. Bună dimineața! Este sâmbătă. Și da, ăsta e cadrul următor în care vă zic că nu a venit Diana. O să vină azi și am uitat complet ieri, aseară mi-am amintit.
am programare la Claudia să mă penseze. E ora 9:30, la 10 am programare la ea, dar mai durează până ajungem, că stăm ceva mai departe de centru. Am trezit, mi-am pus ceasul la 8:30, dar n-am putut să mă trezesc. L-am auzit, l-am stins și am mai dormit 20 de minute, dar așa, cu grijă. Iar m-am culcat târziu. Dar nu mai am insomnii, deci de când am început dieta asta, nu, chiar nu mai am, nu mai vine să stau nopțile, nu mai vine nimic. Mă, mi se pare că sunt un pic rotunjoară la față, iar dețin apă. Dețin. Nu știu dacă vreau să-mi și stilizeze sprâncenele, cred că doar să mă penseze și atât, că oricum sunt nemachiată și arată ciudat. M-am întors acasă și m-am pus deja pe editat, pentru că luni nu o să fiu aici și atunci recuperez cumva azi. Nu recuperez, o iau înainte, de fapt, de astăzi și sper să apară vlogul ăsta luni, ca de obicei. Iar acum sunt la masă. Așa arată prânzul. Mănânc și eu și Andrei același lucru. Omletă cu mozzarella. Are mozzarella înăuntru, din aia light. Și pe lângă o sălățică cu baby, spanac roșii, ardei, ceapă, ulei de măsline, oțet balsamic. Arată super fain. Și mâine m-am decis să fac cheat meal. O să vă zic eu de ce. Nu arunca florile. Nu pleca! Oh, s-au ofilit florile și trebuiau aruncate. Iața! Unde m-ai dus aseară? La mulți ani, apropo. Îți place cadou de la noi? Da. Pauză. Nu, chiar place. Da. Da. Abia aștept să te machiez cu alea. Ah, hai să vă arăt că acum pot. Oh. Ce te faci tu cadou meu? Lasă tu, că e cadou de la mine. Astea sunt produsele. Astea patru, care erau acolo frumos împachetate. Ăsta, fond de ten, a venit cu burețelul și iluminatorul cu concealerul. Și că ăsta e un fond de ten fine, nu știu, scrie pe el oil free, dar are un fel de finish mat. Și a zis Diana că se machiază cu ele astăzi. Eu îmi continui editatul. Acum trebuie să plecăm. Mergem să o ducem pe acasă și să mâncăm de prânz. Hello! Hai să facem o scurtă recapitulare, pentru că am văzut că nu am închis nici cum vlogul ăsta efectiv și nu am explicat ce s-a întâmplat în ultimele zile. Așa că o scurtă recapitulare și închei vlogul. Bun. A venit Diana la noi. Am petrecut ziua ei sâmbătă, am fost la un film, mai exact la Fantasy Island, când vine să zic Temptation Island, care e insula iubirii. Insula fanteziilor, mă rog, e un film pe care nu vi-l recomand, pentru că pe noi chiar nu ne-a dat pe spate. Văzusem trailerul înainte și am zis că, wow, ce fain e ăsta, ci că e film horror, dar n-are nicio treabă cu horror. Nici scârbos măcar nu e, ca să zici că e horror, deci nu are nicio treabă, m-a dezamăgit cumva filmul ăsta. Și după film ne-am întâlnit cu prieteni, colegi de-a ei, ne-am dus la Paradisul Piraților, unde am rămas impresionat. Acolo e și un restaurant, dar e și karaoke cumva. Este joi, vineri și sâmbătă, sau nu, joi, sâmbătă și duminică, sau joi, vineri și sâmbătă, doamne, nu mai știu. Da, și ne-am dus sâmbătă și am și cântat, am postat pe Insta două melodii cu cineva împreună și Diana a cântat, bine, ea e profi, a cântat niște melodii super faine. Da, am stat până târziu și asta s-a întâmplat, ne-am trezit destul de devreme, mă apucasem duminică să editez din vlogul ăsta și da, am văzut că lipsesc chestii și după chiar că n-am mai filmat absolut deloc. Ne-am dus acasă, am mâncat, am făcut cheat day, nu cheat day, cheat meal, deci doar o masă am făcut cheat, unde am mâncat tot chestii făcute în casă, deci nu neapărat nesănătoase, doar că am mâncat porc. Am mâncat carne de porc făcută la cuptor, deci așa, și
salată de băf, dar fără maioneză. Deci, prea mult nu am greșit. Și ce mai am mâncat? Niște mămăligă, da. A, pâine albă. Pâine am mâncat cu carne, da. Și cu salată. Dar n-am mâncat gen burger sau cartofi prăjiți sau nu știu ce, foarte plin de ulei. Deci, a fost ok. Ești. Iar acum e... Trebuie să încep deja alt vlog. Pentru că e altă săptămână, doar că am vrut să clarific chestiile astea și... Să vă zic că am mai salvat un cățeluș pe care l-am dus din nou la bunica lui Andrei până îi găsim un stăpân. Era să dăm peste el, pe drum, efectiv pe șoseaua, unde circulă mașini. Și am oprit, ăia din spate nu știam de ce, nu știau de ce oprim. L-am luat pur și simplu, l-am băgat în mașină și l-am dus, că eram în drum spre bunica lui. Și acum mai căutăm... stăpân. Cam astea s-au întâmplat zilele astea. Asia Express și am fost la bunii, mi-am ales niște haine de acolo, că avea ceva haine, vrea să le dea și mi-am zis, nu, lasă-mă să vin întâi să le văd, am probat niște haine, le-am adus aici, trebuie să le spăl. Na, chestii din astea. Și aici închid vlogul, se pare că mă duc să-l editez, să-l termin și să-l postez, pentru că e deja marți și trebuie să încep un alt vlog. Apropo, m-am pupat. Mua! Ne vedem săptămâna viitoare!